Bună ziua, bine v-am găsit. Liberalii au avut o primă sesiune de negocieri cu cei de la USR Plus, dar și o discuție aseară timp de 2 ore cu socialdemocrații. Practic, trebuie să stabilească în ședința de luni a Biroului Permanent Național dacă vor reface coaliția guvernamentală cu USR Plus sau dacă vor bate palma cu socialdemocrații. După discuția de 2 ore cu cei de la PSD, Florin Câțu s-a arătat optimist, a spus că au identificat multe lucruri comune care pot să-i unească. Asta în timp ce Marcel Ciolacu spunea că liberalii îi par de bună credință după această primă discuție. Extrem de important, există și un scenariu de funcționare pentru următorul guvern format din PNL, PSD și UDMR. Se gândesc liberalii și socialdemocrații la varianta în care ar putea avea un premier prin rotație, adică timp de 2 ani un premier liberal, iar apoi în următorii 2 ani un premier socialdemocrat, fără să stabilească însă dacă primul va fi liberal sau socialdemocrat, adică primul care va ocupa această funcție de șef al executivului. Totodată, Dacian Cioloș spunea că ar fi o glumă ca Florin Câțu să revină din nou la Palatul Victoria, iar liderul Partidului Național Liberal s-a arătat destul de supărat de această afirmație făcută de Dacian Cioloș. Mandatul pe care l-am avut eu și echipa de negociere este acela de a, de a discuta atât cu USR cât și cu PSD, luăm concluzii de amândouă și mergem către partid. Sunt puțin dezamăgit, pentru că am avut o discuție bună cu cei de la USR, dar ieri am văzut o declarație în spațiul public a domnului Cioloș, care iarăși pune sub umbră autoritatea președintelui Partidului Național Liberal. E complicat să negociezi cu cineva care spune că atunci când vorbești de președintele Partidului Național Liberal, ar fi o glumă să fie premier. Dar menținem dialogul și discutăm și cu USR. Haideți să avem această majoritate asumată și apoi vom vedea că UDMR-ul va face, sunt partenerii noștri alături de noi și vom merge cu UDMR în, în orice formulă. Prioritatea este să vedem ce este de făcut până în februarie-martie și pe urmă să avem discuțiile până la finalizarea acestui mandat, dacă nu vor fi alegeri anticipate. E foarte important să depășim aceste luni până în martie. Cred că și domnul Florin Câțu a realizat că nu mai poate să fie primul ministru al României.